Ministrul Dezvoltării, Paul Stănescu, a demisionat astăzi din guvernul condus de Viorica Dăncilă. Stănescu a declarat că nu a urmărit în această funcție niciun interes personal și nu s-a agățat niciodată de vreun scaun. Demisia lui Stănescu a fost cerută de conducerea PSD săptămâna trecută în contextul în care președintele Iohannis a refuzat să l revoce din funcție și să o numească ministru al dezvoltării pe Olguța Vasilescu. Paul Stănescu a ocupat și funcția de vicepremier. El a fost unul dintre principalii contestatari ai lui Liviu Dragnea și s-a aflat printre cei care i-au cerut de demisia a șefului PSD din fruntea partidului și din fruntea Camerei Deputaților. Stănescu a mai afirmat că partidul a scăzut în sondaje sub 25%, cu mult sub scorul obținut la alegerile parlamentare din anul 2016. Ministrul demisionar va rămâne să gestioneze treburile curente ale ministerului până la numirea unui nou titular, cel mai probabil după 1 decembrie 2018. Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice este unul dintre cele mai râvnite ministere care gestionează printre altele și Programul Național de Dezvoltare Locală de unde sunt alocate fonduri către toate primăriile din țară.